Bun găsit la o nouă ediție Secvențe Trinitas. Astăzi vorbim despre dulceața rugăciunii. Mi-am dorit să ajung la inima omului simplu și rugător, la omul care pleacă zilnic genunchii în fața icoanelor și care își agață nădejdea în înaltul cerului. Nu a trebuit să călătoresc departe pentru a surprinde astfel de povești de viață. Aproape de Ploiești, în localitatea Bucov, am cunoscut chipuri blânde și smerite, oameni pentru care nu există nicio zi fără rugăciune. Îi cunoașteți în minutele următoare. Întru toată Sfânta Treime, Dumnezeule, Făcătorul la toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune. Într-o încăpere mică, dar special aleasă, pereții sunt plini de icoane. Candela arde alături de cărțile sfinte. Arde aici zilnic și sufletul lui Nicolae la rugăciune. Și noaptea mai fac ba un acatist, acatistul Domnului Iisus, al Maicii Domnului. Ați vedea astăzi viața noastră fără rugăciune? Cred că nu. Cred că nu. Încerc, mă străduiesc, dar tot la fel vărmașul babie coada, cum se zice, să zic rugăciune inimii, dar nu se lipește încă. Sper cu ajutorul lui Dumnezeu să fie. Rugăciunea de acasă continuă și la biserică. Acolo unde Nicolae se străduiește să fie prezent la fiecare slujbă. Viața lui nu a fost mereu așa, dar cum Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi dragoste și grijă părintească, așa a fost și în cazul lui. A simțit o chemare și a răspuns pozitiv. Am avut o soră invalidă. Când a murit la un parastas, când a venit părintele, dintr-o dată, nu știu, Dumnezeu cred că mi-a dat în cap, că nu știam de duhovnic și ăla duhovnic. Și când ai părintele, Dumnezeu mi-a dat în cap, părinte vrea să mă spovedesc și eu. Țin minte când eram mic copil, mă duceam la părintele bătrân și mă spovedeam. Da. Mic, până în clasele mici. Și atunci m-am dus la părinte să mă spovedesc și ușor m-am apropiat de biserică. Și cel mai mult m-a apropiat de Dumnezeu, că s-a întâmplat, sau zic eu că nu s-a întâmplat, Dumnezeu a rânduit. Când s-a terminat cu serviciul la refractare Plașa, era mai liber, începusem să mă duc pe la hramuri, pe la biserici în Ploiești și la biserica Sfinții Arhanghel din Ploiești. Seara la vecine la Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, am avut o voce, s-a punit cartea pe mine, de voce frumoasă așa. Am întrebat în stânga, în dreapta, de unde, nu știa nimeni. Am uitat în câtva timp. De Sfântul Spiridon, m-am dus la Sfântul Spiridon în oraș. Când am intrat în biserică, am avut voce, care au zis ebrait. S-a funicat tercarnea pe mine. Atunci am început să vin mai des și mulțumesc lui Dumnezeu, aproape nu lisește, adică nu aproape, nu lisește duminică de duminică și plus sărbătorile mari. Din Duhul Lumii trăiește astăzi de plin în Duhul Rugăciunii. Și e multă liniște și pace acum în suflet. Localitatea Bucov este aproape de Ploiești. De-a lungul istoriei, acest lucru a venit și cu avantaje, dar și cu dezavantaje. Părintele paroc ne spune însă că dragostea oamenilor față de cele sfinte a rămas constantă și asta chiar și în vremurile cele mai grele. Și din punct de vedere religios, duhovnicesc al comunității, sunt lucruri caracteristice unei comunități apropiate de civilizație, de modernitate. Însă, în parohia aceasta, prin lucrarea preoților și prin tradiția moștenită, lucrarea în familie a fiecăruia, a bunicilor, a străbunicilor, a părinților, se păstrează un nucleu fierbinte al rugăciunii. Și de aceea, comunitatea aceasta întotdeauna, și în perioada comunistă, și în perioada după comunism, ea a fost constantă în rugăciune și în trăirea în Dumnezeu. Au gestionat, cum vă spuneam, perioada comunistă, când unii nu le dădeau voie să se roage, să-și manifeste credința. În smerenie s-au retras și în casă. A fost pandemia. Am găsit alte soluții. Dacă simți nevoia rugăciunii, mai ales în pandemie, era în fiecare casă câte o biserică și toate casele formam o imensă biserică. Și în toate perioadele omul s-a adaptat și și-a găsit calea spre Dumnezeu, sub orice formă.
În viața omului credincios, rugăciunea este nelipsită, ca și participarea la sfintele slujbe. Chiar și atunci când bisericele au fost închise, comuniunea în rugăciune nu a fost întreruptă. Relația cu Dumnezeu trebuie să fie permanentă. Permanentă și între generații, dar și permanentă în viața fiecăruia dintre noi. La biserică și la rugăciune nu mergem ca la teatru sau ca la un spectacol sau ne bucurăm doar într-un anumit moment și într-un anumit spațiu. Și de aceea încurajăm și este foarte mult practicată rugăciunea în cămara fiecăruia și dacă mergem la ea acasă, găsim cel puțin un colț de rugăciune, dacă nu o cameră specială de rugăciune, cu icoane, cu tămâie, cu candelă, cu tot ce trebuie. Aceasta arată starea sufletească a fiecăruia și relația comunității cu Dumnezeu. Soțul mi-a murit acum în august, îi fac de 5 ani. Și am rămas, n-am frați, n-am surori, n-am mamă, n-am tată. Da, o aveți pe Maica Domnului. Da, o am pe Maica Domnului și pe Domnul. Cât de des plecați genunchii în fața Sfintelor icoane la rugăciune? Doamne Iisuse, în orice moment, în orice clipă, în orice zi, numai cu Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă. Și rugăciune în sufletul meu și eu numai rugăciune zic, că dacă sunt singură. Un mic altar am găsit și la tanti Elena. Îl iubește mult pe părintele Arsenie Boca și se străduiește să ajungă la mormântul lui cât de des poate. A fost în multe pelerinaje și a ajuns chiar și în Țara Sfântă. De peste tot s-a întors cu iconițe pe care le-a așezat cu evlavie în casă. Tanti Elena s-a apropiat de biserică în urma unui diagnostic dur pus de medici acum mai bine de 20 de ani. De atunci, rugăciunea este nelipsită. Eu acum câțiva ani de zile în urmă, să fie 20 ceva de ani, am avut un nodul la sân și am mers la medic și mi-a spus că am cancer. Și atunci a rămas că dacă mă operez, nu trăiesc mai mult de 3 ani și dacă nu mă operez, tot 3 ani. Și atunci eu am zis nu, că aveam 3 copii, erau mai micuți puțin și am zis nu, ce-o vrea bunul Dumnezeu. Și pe urmă de atunci am luat-o pe calea mănăstirilor și eu merg la mănăstiri. Că o mică excursie așa cu mai multe femei de la biserică așa și mergem la mănăstiri în țară. Am fost și în Grecia cu părintele, am fost și la Ierusalim cu părintele. Așa? Și de acolo, de la mănăstire, am cumpărat câte o iconiță și cel mai mult, așa, poate și de 7 ori pe an, am fost la părintele Arsenie Boca. Și pe 26, după buna vestire, merg iar. Așa am considerat eu să merg la părinte, am considerat că m-a ajutat mult. Ne împărtășește cu bucurie că toți cei apropiați din familia ei au trecut la cele veșnice în noaptea de înviere. Un alt semn al dragostei și milostivirii bunului Dumnezeu. Sora lui mama mea a murit la 19 ani în ziua de Paște. Mamaia era mama mea gravidă în 8 luni când mamaia a murit în ziua de Paște. Tataia a murit în ziua de Paște, aveam eu 6 ani. Și mama mea a murit în noaptea când trăgea clopetele la Sfânta Biserică. Mă pregăteam să plec la Sfânta Biserică în 2009. Atunci a murit mama mea. Mi-a zis să-i dau o pastilă că este puțin frig. Și am dat o pastilă și a făcut din mână că s-o las liniștită. Și a stat cu capul pe pernă și când m-am dus să-i spun că plec, mama mea nu mai era. Dar era împărtășită de marțea și sâmbătă era. Și tot acum, în noaptea de înviere. Tot în noaptea, deci toți câte și patru. De la bunici încolo nu mai știu. Dar mama aia, cum ar veni și mama mea, în ziua de Paște toți au murit. Pe copii, dar și pe nepoți, a crescut în acest respect față de valorile creștine. Ne bucurăm că România are încă mulți astfel de bunici. Candela aprinsă din casa bunicilor, chiar dacă se va stinge la un moment dat, ea va arde simbolic în sufletul nepoților. Și când nevoia va fi mai mare, lumina aceasta le va călăuzi drumul. Sămânța asta va sta acolo până când va găsi un teren prielnic. Și atunci când el va fi adult și viața cu siguranță îl va lovi, va avea pe ce pune mâna. Și va pune mâna pe acea sămânță pe care i-a pus-o bunica sau mama sau părintele, se va întoarce la ce a văzut acasă, la rugăciunea de la masă, la închinăciune, la respectul față de cele sfinte. Indiferent cât unde va merge, la studii în străinătate, la un job bine plătit, într-un mediu laic, într-un mediu advers credinței, sămânța pe care i-ai pus-o tu ca părinte în copilărie, atunci când pământul este curat, este pur, aceea va rodi toată viața. Poate chiar și pe patul de moarte va rodi.
dar va avea ce să rodească. Important este să pui sămânța. Iar o înșelăciune a diavolului este să ai impresia, tineretul din ziua de azi nu mai ascultă ce zic. Nu ascultă dacă nu îi spui, dar dacă îi spui, ascultă. Candela din casa bunicii va rămâne aprinsă peste veacuri. Va rămâne un far călăuzitor. Va rămâne lumina și căldura și direcția azimutul vieții fiecăruia dintre noi. Ultima oprire a fost la familia Constantin. Am regăsit aici multă tihnă. Doi bunici blânzi, cu o viață grea, dar care au știut la timpul potrivit să șteargă durerea și greul cu rugăciunea. Simțiți că lucrează rugăciunea în viața dumneavoastră? Da, eu am avut probleme foarte mari, să știți. Eu am fost foarte bolnavă în primul rând. Deci medicii m-au dat acasă de la București, că n-au ce să-mi facă. Și a rânduit Dumnezeu printr-o măicuță din mănăstire un tratament naturist pe care l-am luat 7 ani și în toată perioada asta vă dați seama că trebuia și rugăciune multă. Dar pe mine m-a ajutat foarte mult rugăciune. Eu fără rugăciune simt un gol în suflet dacă nu mă rog. Deci nu mă simt bine, trebuie să fac, să mă rog, să fac ceva, să mă rog, dacă nu măcar pe stradă. Și tot trebuie să citesc ceva. Mai stau și la rugăciune, și la televizor, dacă mă uit așa, am niște mătănii care mai zic rugăciunea minții pe ele seara. Încercați ca sufletul și mintea să fie tot timpul... Aș vrea, dar n-am reușit încă. Aș vrea asta, aș vrea, aș dori să fie tot timpul, că dacă m-aș ruga tot timpul ar fi foarte bine, dar mai îmi pleacă mintea cu sorcov. Mai mă gândesc și la Iurel. Văd capitolul icoane cu Sfântul Efrem cel Nou. Păi e mai aproape de suflet? Cu Sfântul Efrem cel Nou, când eu m-am îmbolnăvit, mi-a dat să-l citesc sau nu mai mi-amintesc exact cum. Și am căutat icoana Sfântului Efrem, cu am de mult. Și întâmplător l-am găsit prin mănăstire și mi-a dat și Sfânta Muceniță Tecla. La fel, iar aveam un acatis, sau nu mai amintesc ce, pe care citeam. Asta mi l-a dat Maica, care v-am spus eu că din al cărui tratament mi-am făcut bine. Momentul critic a fost când li s-a îmbolnăvit unul dintre copii. Au conștientizat atunci că salvarea este doar în mâinile a totputernicului și milostivului Dumnezeu. S-au întors de plin la credință. Când eram la bloc, mi s-a îmbolnăvit fetița cea mică de hepatită. Bineînțeles, fiind o hepatită virală, a luat și cea mare și am internat în spital. Deci am internat în spital și mi-a dat-o din spital cu hepatită cronică evolutivă. Câțiva ani de zile am dus-o pe la București, nu știam ce să mai fac. Și de asta vă spun că asta a fost întoarcerea noastră. Am venit acasă, am început să plâng și am zis, Doamne, învață-mă ce să fac, nu-mi lua copilul. Întâi la început am mers eu la biserică. Deci din momentul acela eu a trebuit să mă hotărăsc să merg la biserică. Mă duceam singură, soțul meu nu mergea. La un moment dat am zis, Nicule, hai la biserică, că ne ia Dumnezeu copilul și ne dăm cu capul de pereți. Și bineînțeles că am mers mai cu rușine, era rușine la început să meargă, după aceea ne-am urnit amândoi și am mers la biserică. Vă spun că fără rugăciune, eu mi-am ținut copiii, nu știu cum să vă spun, că dacă spui cuiva nu mă crede, dar eu mi-am ținut copiii sub rugăciune, așa o învățat. Tinerețea, gata, nu mai e. Poate că mai mă duceam mai rar așa, mai mi-aduc aminte. Dar așa cum a spus soția, după ce ne-am căsătorit, s-a întâmplat cu copiii și a trebuit să mergem la biserică și a fost greu începutul, că după aia a mers în continuare. Dimineața începe cu rugăciune, după amiaza citesc din psaltire, iar ziua o încheie cu paraclisul Maicii Domnului. În bunătatea și simplitatea lor, ruga o îndreaptă pentru lumea întreagă, să fie pentru toți bine și să fie pace. Deci rugăciunea nu lipsește. Și ziua așa, printre timp mai face câte o rugăciune. Cum e viața dumneavoastră la pensie? E mai mult timp pentru rugăciune? E mai mult timp, normal. Eram mai pe fugă când aveam servicii. Acum avem lejeritate. Dimineața ne facem rugăciune, citim două acate, este rugăciune de dimineață. Mai pe la ora prânzului intru în casă și citesc la psaltire. Seara, iar când ne culcăm 10-11, când ne prinde și 11 mai mult, ne face rugăciunile de seară, citim paraclisul Maicii Domnului, ne rugăm în general pentru toată lumea, ne rugăm acum să fie pace, ne rugăm să fie pace. Că... Tinerilor le dau un sfat părintesc, să meargă la biserică de voie, nu de nevoie.
Ne-am bucurat să vedem în ei această înțelepciune duhovnicească, această așezare sufletească dobândită după mulți ani de greutăți, dar primite cu resemnare și depășite cu multă rugăciune. Eu aș îndemna pe toată lumea să nu ia din să fie nevoit să se ducă la biserică, să o ia din timp, adică de voie, nu de nevoie. Că eu cred că așa e cel mai bine. Ne spune Mântuitorul: Înfățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Să ne rugăm să dobândim această odihnă, să ne rugăm neîncetat și dacă nu știm cum să ne rugăm, tot lui Dumnezeu să-i cerem să ne învețe. Iar asta tot o rugăciune este. Un simplu Doamne ajută, spus cu dragoste și sinceritate, așa cum bunicii pe care i-ați cunoscut astăzi îl spun adesea, contează mult. Să nu lipsească rugăciunea din viața noastră.